A fost activitate intensă astăzi pe Transalpina, unde utilajele secției de drumuri naționale Târgu Jiu au muncit din greu. Se intenționează eliberarea drumului, însă zăpada multă nu se lasă ușor dată la o parte. Autoritățile nu dau speranțe prea mari celor care vor să se aventureze pe cea mai înaltă șosea din România. Drumul rămâne închis, până când încă nu se știe. Suntem cu utilajele grele, cu volele, cu frezele și cu unimogurile pentru a împrăștea material antiderapant. Zăpada este înghețată, pentru că de-a lungul timpului ba a fost soare, ba a nins, ba a plouat. Vom încerca să ajungem cât mai aproape de vârful Păpușa ca să putem să facem o evaluare la ce este în zona Urdele. Până nu vom ajunge acolo, nu vom putea da niciodată niciun pronostic când și cum se va deschide. Atrag atenția, în schimb, doritorilor de senzații tari, că drumul este închis și îi rog pe cei de pe margine care vor să se afle în treabă și să-i cunoască lumea, să-i vadă lumea, să stea în banca lor. Cu Transalpina nu e de joacă. Drumul rămâne închis, viața muncitorilor, viața drumarilor este mai importantă decât mofturile unui individ care trebuie să-și vadă, sau unor indivizi care trebuie să-și vadă deocamdată de pregătirile pentru vară. Așa cum noi ne pregătim drumul pentru vară, să pregătesc și ei de vară. Pe Transalpina zăpada măsoară pe alocuri și 5 metri.